prorocii, ființe dragi, parte din creația divină, experimentează viața în înalte sfere de lumină, coboară în suflet, de-i chem mereu, oricând, pace, blândețe, curaj la tine în gând. Ne îndeamnă să credem în puterea de a fi, de a izbândi, să nu ne mulțumim cu mai puțin de ceea ce suntem sau mai puțin decât ce vom putea continuu deveni. Ne poartă cu recunoștință în slujba binelui suprem. Inorogii vindecă cu iubire suflete de-a lungul vieților trăite, deschiși să ajute pe oricine în misiunea sa, cu integritate. Redau bucuria serviciului unei conștiințe înalte, dezvoltând compasiune, încredere în sine, puritate. Cornul spiroiental al unui noroc naște explozii de lumini stelare, dăruind infinită energie, atât cât vom putea susține. Cu ea vom reuși să pătrundem în stări pentadimensionale, cu înțelepciune, cu dorință de unitate și uniune. Prin ochiul al treilea, transmit raze de vindecare a sufletului, ne conectează cu sinele interior, echilibrează spiritul. Spre deosebire de îngeri, ei își fac prezența prin corpurile diafane fizice și ne asistă pentru a parcurge cu bine toate schimbările intense. Inorogii sunt darurile primite în drumul către ascensiune, ce te încurajează să crezi mărăția ce se lășluiește în tine. Maeștrii luminători fiind, reflectă vocea sufletului creator, cheie pentru firul vieții noastre, de la interior către exterior.